Bună, dragilor! Eu sunt Ioana. Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi facem un nou unboxing, de data aceasta de pe site-ul celor de la altfelonline.ro. Este prima dată când am comandat de la ei și am să țin cutia așa ca să puteți vedea mai exact site-ul în cazul în care nu m-ați înțeles. Bineînțeles, am doar produse pentru păr și sunt puține produse, deci va fi un clip scurt. Vă spunem că este prima dată când comand de pe acest site. Este o comandă plătită din proprii bănuți, nu sunt sponsorizată pentru a face reclamă sau pentru a primi produsele cadou, ca să zic așa. Am scos de pe cutie doar factura aceasta pentru că aveam datele de contact. Am hotărât să le șterg și am să vă arăt și cât am achitat ramburs pe acest colet. Mai exact 149 de lei și 86 de bani, reprezentând produsele împreună cu transportul. Valoarea strict a produselor din această cutie a fost 134 de lei și 86 de bani. Pentru că m-am abonat la noutățile lor și mi-au dat toate informațiile pe adresa de e-mail, am primit 10 puncte de fidelitate care se transformau în 10 lei. Am folosit și acel cod, astfel am avut reducere de 10 lei. Și am achitat transport 25 de lei, reprezentând suma 149,86 de lei, după cum puteți vedea aici. Haideți să deschidem cutia și să vedem mai exact ce avem aici. Vă spuneam că am doar produse pentru păr și mai exact toate sunt de la Pantene, pentru că în ultima perioadă sunt înnebunită după Pantene. Și mai exact am leave-in-uri. Doar leave-in-uri. Ați auzit bine. Cei care mă urmăriți știți că am postat destul de curând un nou unboxing de la Notino și știți că acolo v-am prezentat acest leave-in pe care l-am achiziționat în două exemplare. Este de la Pantene Pro V, gama Infinitely Long. Este de fapt un 3-in-1, poate fi folosit ca și balsam, ca și mască tratament sau ca și leave-in. Eu am folosit acest produs ca și leave-in, strict. Sinceră să fiu, nu l-am folosit nici ca și balsam, nici ca și mască. Nu știu dacă sunt interesată momentan să folosesc produsul astfel, dar l-am folosit strict ca și leave-in. Și oh my god, ce densitate frumoasă oferă părului. Nu știu, îmi place enorm de mult densitate, rezistență. Deci e ca și cum firul de păr se îmbracă cu o protecție minunată. Nu prea am folosit eu de-a cursul anilor multe leave-in-uri, dar acesta de la Pantene este minunat. Este cel mai bun pe care l-am încercat până acum și din această cauză am luat toate celelalte leave-in-uri în două exemplare, la fel cum am făcut și cu acesta. La început nu știam de acesta care e treaba cu el, dar la Notino a fost la ofertă foarte bună și văzând acolo specificațiile că poate fi folosit și ca și balsam și ca și mască sau ca leave-in, eu inițial așa și intenționam să-l iau ca și leave-in, am zis în cazul în care nu îmi place sau nu îmi priește părului ca și leave-in, nu e nicio problemă, nu e nicio risipă de produs, îl folosesc pe post de balsam, respectiv mască, dar pentru că l-am încercat leave-in, pentru mine leave-in rămâne. Dacă îl aveți și voi, lăsați-mi și voi comentarii cum folosiți aceste produse, chiar dacă nu este gama aceasta, veți vedea că aici am alte game, genul acesta de produs, cum îl folosiți? Balsam, mască sau leave-in sau toate trei? Bun, asta așa ca o mică paranteză. Pentru că sunt înnebunită după acel leave-in și îl ador efectiv, deci uitați-vă ce am aici. Da, vedeți bine.
și le am în două exemplare. Le voi pune puțin deoparte pentru că vă spuneam că le am în dublu exemplar. Sunt sigură că vor fi la fel de bune ca și varianta pe care am luat-o de pe Notino. Aici am primit o spumă pentru curățarea tenului cadou din partea lor și le mulțumesc foarte mult pentru că este prima mea comandă plasată pe site-ul lor și aveau o promoție la comandă de minim 100 sau 120 de lei. Chiar nu vreau să vă mint, însă nu mai rețin. Puteai să-ți alegi o spumă din aceasta pentru curățare, care vine cu perie, ceea ce e super, perie de silicon. Eu am ales aceasta moisturizing cu conținut de colagen. Are 150 de ml și am primit-o cadou. Observ că a curs foarte, foarte puțin aici, pentru că a fost ușor de strânsă, dar nu e nicio problemă. Este o spumă de curățare cu efect de calmare și hidratare. Așa, are 12 luni valabilitate de la deschidere, este de la Vion și rămâne să o folosesc, bineînțeles, urmând să vă spun mai multe detalii despre ea în clipul cu produse terminate, dar le mulțumesc foarte mult pentru acest cadou. Și dacă tot am scos produsele din cutie, voi da și cutia la o parte și haideți să vedem ce balsamuri leave-in mi-am achiziționat aici. Pentru că sunt înnebunită după ele, sunt sigură că vor fi toate la fel de bune sau dacă cumva, nu știu, nu voi fi foarte mulțumită de vreunul dintre ele, v-am spus, nu este nicio pierdere, pot să-l folosesc pe post de balsam respectiv mască, deci nu pierd nimic, dar credeți-mă, la acest preț nu am putut să le las acolo. Și mi-am notat pe foaie așa câte puțin despre fiecare ca să vă fac o mică părere. Deci am două din fiecare. O singură variantă pe care am găsit-o eu online nu o aveau pe acest site și anume aceea cu extra volum. Este tot așa în varianta mauve, însă puțin mai închis. Momentan nu o voi achiziționa și pe aceea, deoarece am foarte, foarte multe produse pentru îngrijirea părului, dar cu siguranță când se va ivi ocazia, voi achiziționa și acea variantă pentru a le avea pe toate complete, zic eu. Nu știu, lăsați-mi voi comentarii dacă mai sunt și alte variante și eu nu le-am descoperit, chiar sunt foarte curioasă. Și haideți să vă vorbesc despre varianta Repair and Protect. A fost 16 lei și 31 de bani, un astfel de recipient de 200 de ml, are 12 luni valabilitate de la deschidere și ei spun că hidratează, hrănește, regenerează, protejează împotriva deteriorării, lasă părul sănătos, lucios și puternic. Scrie și aici pentru reparare și protecție. Serum, conditioner, balsam, leave-in or rinse off. Are colagen și peptide și abia aștept să îl folosesc. Avem aici și pe română. Balsamul nostru reface părul din interior, ajută la repararea deteriorării vizibile a părului după o singură folosire fără a-l îngreuna. Cu peptide de colagen. Se poate folosi ca balsam și mască, aplicați pe părul ud apoi clătiți sau ca ser fără clătire, aplicați o cantitate mică de produs pe părul umed sau uscat sau înainte de a vă coafa pentru a proteja părul de efectul căldurii. Deci vedeți că este multiuzual, ca să zic așa, poate fi folosit în mai multe feluri. Și da, v-am zis, am luat două. Mai departe, mi-am notat varianta aceasta, Aqualight cu Omega 9. Conține lipide de întărire, antioxidanți, protector și acizi grași de Omega 3 și 9. Ei spun că hrănește partea interioară a părului subțire și gras, ajută la repararea daunelor vizibile și la întărirea firelor de păr subțiri.
Eu am un fil de păr destul de subțire și cred că sunt cea mai potrivită pentru a încerca această gamă. La fel a costat 16 lei 31 de bani fiecare bucată. Mai apoi am ales varianta aceasta Color Protect. Știu, eu nu sunt vopsită în momentul de față, dar știu că produsele destinate părului vopsit nu sunt valabile sau nu fac treabă doar unui păr vopsit, ci sunt mai puternic concentrate pentru a hrăni mult mai bine și mult mai intens un fir de păr care a fost supus vopsirii. Da, pentru că vopsirea în sine este un tratament aplicat părului care îi modifică structura și consistența și atunci gamele de păr vopsit întotdeauna oferă dublă, chiar triplă protecție părului. Deci consider că nu are ce să mă încurce această gamă, chiar dacă este dedicată părului vopsit. După cum am spus, și eu nu am părul vopsit. Ei spun că lasă părul hidratat și revitalizat, îmbunătățește structura părului și regenerează. Conține provitamina B5 și pantenol. La fel, 16 lei 31 fiecare bucată. Și ca și ultim produs, să zic așa, sau ultime două produse, pentru că sunt două bucăți, este varianta aceasta Hair Superfood, care a fost puțin tel mai scumpă, de aceea am și lăsat-o la final. A fost la 18,50 lei per bucată. Pentru un păr bogat și puternic, spun ei, hrănește părul cu nutrienții activi Pro-V, antioxidanții și lipidele transformă părul slăbit și subțiat într-un păr bogat și puternic. Bun, dragilor, cam acestea au fost micile mele cumpărături. Știu că sunt foarte multe, știu că în ultima perioadă am acumulat foarte, foarte multe produse dedicate îngrijirii părului. Însă, după cum am menționat, stați liniștite și liniștiți, nu deschid toate produsele, pur și simplu în momentul de față folosesc acest leave-in împreună cu gama respectivă, urmând mai apoi să folosesc varianta aceasta pentru că am șamponul și balsamul, deci cred că vor merge de minune și mai apoi vor urma și celelalte game. Bineînțeles, nu le deschid toate odată, astfel că nu au cum să expire și îmi cer scuze că v-am mișcat. Fiecare recipient are 200 de ml și vă spuneam că are 12 luni valabilitate de la deschidere, ceea ce nu e cazul la mine. Consider că se va termina mai repede de 12 luni un astfel de produs, deoarece eu îmi spăl părul de 2 ori pe săptămână, ceea ce înseamnă că eu, dacă aplic de 2 ori pe săptămână dintr-un astfel de recipient, se va termina considerabil. Așadar, consider că nu vor avea cum să expire la mine, pentru că sunt sigură că mulți și multe vă puneți întrebările acestea. Bun, dragilor, cam aceasta a fost și comanda de pe site-ul celor de la altfelonline.ro. Eu zic să dați fuguța pe site la ei, au multe, multe alte produse. Eu mi-am achiziționat doar produsele de care eu am avut nevoie, însă voi puteți să dați un mic search. Credeți-mă, au produse la prețuri foarte bune și super, super ieftine. Eu v-am pupăcit, vă doresc toate cele bune și vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și pentru că sunteți alături de mine de fiecare dată. Dacă v-a făcut plăcere să urmăriți și acest clip, vă rog din suflet să apăsați butonul like și, de ce nu, să îmi lăsați un comentariu. Sunt curioasă dacă aveți careva din această gamă, din aceste game mai exact, respectiv Hair Food, Aqualight, Color Protect sau Repair and Protect. Dacă le folosiți doar ca leave-in sau cu toate cele trei întrebuințări la care sunt destinate, aștept să-mi lăsați comentarii. Chiar sunt curioasă cum le folosesc alte persoane, pentru că v-am spus, eu mă axez momentan doar pe post de leave-in. Bun, nu mă mai lungesc, v-am pupăcit, o seară sau o zi minunată. Pa, pa!